Mărturisesc că momentul care urmează e unul dintre cele mai scumpe sufletului meu. Este un om de la care am învățat foarte mult, prin care am ajuns la secretele meseriei, cu care am combătut în același teatru mulți ani. Despre el o să mai spun eu multe, dar până atunci am să rog să urce în scenă pe președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, pentru a ne spune câte un mic secret despre cum are loc această gală aici, la Târgu Mureș. Prefect, vicepreședinte al Consiliului Județean, deputat, domnule Dobre, vă rog să vă uitați la microfon și să ne spuneți de unde a plecat acel proiect cultural minunat care, într-un anume fel, este la originea și prezenței noastre aici. Cei 100 de ani de cultură în Mureș și terminarea acestui edificiu. Da, dacă m-ați fi întrebat acum 2 ani de zile dacă Mureșul este capabil de un proiect cultural așa cum a fost cel de anul trecut, Cultura ne unește, când sărbătoream 100 de ani de la construcția acestui minunat palat al culturii, cred că m-aș fi îndoit. Astăzi pot să spun că reușita proiectului nostru s-a completat într-un mod aproape de necrezut. Și anume să găzduim uniterul în acest an și cred că trebuie să vă mulțumesc, domnule președinte Caramitru, să mulțumesc tuturor celor care au muncit în uniter în toată această perioadă, să le mulțumesc celor din echipa Consiliului Județean Mureș, care au muncit zi și noapte cu cei de la Televiziunea Română, cu cei de la Uniter, și de asemenea alteței sale regale, principele Nicolae, care ne-a onorat cu vizita domniei sale. Și cred că cel mai important lucru e acela că am oferit mureșenilor încredere. Încredere în cultura noastră, chiar de aici, din centrul multiculturalității, din inima României, din Mureș. Mulțumesc, domnule președinte, v-aș ruga să rămâneți puțin lângă mine, ca să invit în scenă pe domnul profesor Sin, redactor la Vatra, atașa cultural, mare scriitor, care ne va vorbi despre premiantul nostru. Timpul, pe bună dreptate, este draconic drămuit și o să încerc să vă citesc un text foarte scurt. Am plăcerea și bucuria de a mâna un prestigios premiu de excelență pentru întreaga activitate domnului Victor Benciuc. Cu toții știm că domnul Rebenciuc e un mare actor, unul dintre cei mai mari pe care a avut România în perioada postbelică. Aș mai adăuga că domnia sa a devenit, de-a lungul anilor, și o mare personalitate a culturii române. Dacă aș menționa fie doar și trei mari roluri interpretate de domnul Rebenciuc, am înțelege mai bine această afirmație. Vorba de rolul lui Apostol Bologa, din celebrul film Pădurea Spânzuraților, regia lui Liviu Ciulei, apoi de rolul prefectului Tipătescu din O scrisoare pierdută, și între noi fie vorba, față de ceea ce ne oferă astăzi televiziunile și scena politică, Tipătescu ne apare ca un domn cu toate păcatele lui. În sfârșit, al treilea rol pe care îl menționez este acela lui Ilie Moromete, în regia lui Stele Gulea. Împreună cu regizorii și cu colaboratori, domnul Rebenciuc a avut o contribuție importantă la însuflețirea acestor monumente ale literaturii,
și culturii române, la receptarea lor de către mentalul colectiv, dar mai ales de către sensibilitatea națională. Dacă regina Angliei înmobilează mari actori sau regizori, mari fotbaliști sau antrenori, la noi, a fi recunoscut ca mare actor sau mare pictor sau mare scriitor, e ca și cum ai fi înmobilat, dar nu de către un lider de opinie sau de către un anumit grupuscul, ci în urma unui proces mai îndelungat și mai complicat al conștiinței colective. Iată doar un motiv pentru care nu sunt atât de drastic ca în zicerea larg răspândită, după care românii sunt incapabili să-și prețuiască valorile. Cu ani în urmă, am văzut întâmplător un reportaj interviu cu Marcello Mastroianni, înainte de a muri. Marele actor italian mărturisea că a avut privilegiul de a juca roluri mari, a avut femei celebre de o frumusețe răpitoare, dar spre sfârșit se întreba: dar tu cine ești, Marcello, dincolo de toate acestea? Și nu știa ce să răspundă. Sunteți destui jurnaliști în sală și sunt convins că dacă vreunul dintre voi veți obține un interviu cu domnul Rebenciuc și îi veți spune respectiva întrebare, veți obține un răspuns absolut deosebit. Victor Rebenciuc, Premiul de Excelență Uniter 2014. Nu știu unde mi-am lăsat hârtiile, că aveam o conferință lungă de ținut. Și vreau să vă spun, vă mulțumesc foarte mult pentru primirea asta. M-am mai plimbat de câteva ori prin sală și nu m-ați aplaudat. Abia acum văd că m-ați aplaudat. În afară de mulțumire pe care trebuie să le adresez, bineînțeles, din toată inima și cu profundă recunoștință mamei mele, bunicilor mei minunați, soției mele, pe care o doresc sănătoasă și îi doresc să se reîntoarcă pe scenă cât de curând, copilului meu, nepotului meu și atâtor alții, profesoarei mele, doamna Aura Buzescu, și directoarei Teatrului Municipal din perioada în care am început eu teatru, doamna Lucia Sturza Bulandra, vreau să spun că eu nu am apărut din neant. Eu am făcut parte și fac parte în continuare dintr-o generație. O generație care a absolvit Institutul de Teatru și Film Ile Caragiale în 1956, generație din care am mai rămas foarte puțin și când stau și mă gândesc la ce valori extraordinare din punct de vedere artistic au dispărut din această generație, mă gândesc la Silvia Popovici, mă gândesc la Rauschi, mă gândesc la Amza, mă gândesc la Ghiță Cojoriș, mă gândesc la marele George Constantin, un actor cum n-a mai existat și nu știu dacă o să mai existe vreodată. Mă gândesc la ei și îmi dau seama că ei n-au avut ocazia să primească niciodată un premiu Uniter. Aș vrea să adresez o fierbinte rugăminte Senatului Uniter ca să schimbe destinația acestui premiu și să-l adreseze generației mele, generația căreia i s-a spus, fără să știu de ce, de aur. Generația 1956.
Vă mulțumesc. Victor Revenu.